Salutare, salutare! Sper că să aibă logică, videoclipul ăsta nu prea pasă bine, dar gen nu-l fai numai așa pentru că i-am promis la ăsta. Gen era tipul ăsta care mi-a dat mesaj ieri și mi-a zis că dacă nu-i dau Diamond locul îmi face expose și gen apoi i-am promis că-i fac promovare dacă chiar postează un videoclip. ok, deci aici e videoclipul, gen e un keylogger aici, nu-l dau la dat că vă fură contul de Growtopia. Aici sunt un milion de fucking tag-uri numai ca să-i se găsească videoclipul. Apoi ce avem aici? Aici avem comentarii de la toate conturile lui, dacă le deschideți conturi goale, pur și simplu, care n-au absolut nimic, nu m-am subscribe la el. Nici nu m-am uitat, gen, pur și simplu pot să știu, gen, fără să mă uit, gen. Așa. Deci ăsta e keylogger, nu-l dau la dat, că fucking fură tot ce aveți pe ăsta, pe calculator. Mă rog, nu cred că știe el să umble prin alea, dar ok, numai din greutate pe mare parte. Apoi au făcut un videoclip despre cum scamez. Ok, hai să ne uităm la ce a postat aici. Explică el. Da, n-am net, frate, scuze, am trei jocuri deschise. Nu știu ce dracu, se fucking zice ceva de canalul meu, apoi ăsta e truful. Nu știu, vă uitați voi la videoclip dacă chiar vă pasă. Aici nu știu de ce cu fucking capul jos pozele, what do you mean, hello? Ok, mă rog, continuăm peste partea că nu putem să vedem pozele decât dacă ne sucim capul 360 de grade. Aici am zis numele meu, vorbeam cu un prieten, Sebi, da, așa, bun, probabil știți ăștia care vă uitați de mult timp la canal, că făceam live-uri cu el în timp ce scava cu Aurora. Ok. Următoarea poză. Bă, de ce merge așa greu, bă? Așa, bun, aici asta e lumea mea pe care am zis-o acolo mai devreme. Stai să-mi întorc gâtul, să mă mor aici, omule. Ok, da, eu iar acolo cu el, cu Iva și nu știu ce dracu, vindeam Ez cu Covă, nu și-am dat sub, I guess, din câte am văzut în vent. Ok, asta e următorul proof, că ci că stau cu el, că-i prietenul meu sau ceva de genul. Apoi avem aici, nu știu. Ok, aici aceeași poză, numai nu înțeleg. Ok, tot lumea mea, numai că eu nu sunt aici, I guess. Așa. Așa, nu? Așa, mi-a dat respawn. Ceva nu? Nu? Nu știu ce dracu. Ok, apoi aici iară că vorbesc cu el sau ceva de genul. Abar n-am ce încearcă să arate cu videoclipul ăsta, dar ce-mi arăt ceva că trebuie, da, știți? Ok, ce mai avem din videoclipul ăsta? Ăsta e videoclipul, by the way, gen, e videoclipul, nu am pus pauză. Ok. Nu știu de ce e pe engleză videoclipul, că n-are niciun sens cu Dolby sau așa. Și problema, știți, gen, nu-i fucking copil de 12 ani, gen, are și el acolo, nu știu, e mai, nu-i, gen, n-are fucking 5 ani în fără. Ok, he sells diamond locks for real money. Da, ok, toată lumea știe asta, lol. What? Ok, aici era prietenul meu care scama. Mă rog, nu știu de ce e 200 de pixel videoclipul, dar ok, sure. Nu cred că vedeți absolut nimic dacă sunteți pe telefon, dar gen, să știți că aici e videoclipul dacă vreți să vă uitați. L-aveți în descriere dacă vreți să-i dați dislike-uri, whatever. Ok, ăsta e videoclipul, același videoclip, același videoclip. Și apoi trimite pe ăștia de pe lumea lui după ce i-o schemat pe lui avea, ok. Să-mi cumpere Ez cu covănurile, I guess, sau ceva de genul. Ok, și asta e tot. Păi aici arată că vând Diamond locuri, luat. Da, am făcut gen 50 de mesaje. LOL, a fucking postat videoclip. A postat conversația XD. Uai, nici n-am văzut asta. Ok, n-am. Apoi, după mesajul ăsta urmează fix. Ok, și dacă ce are dacă aș vinde Diamond locuri. Urmează după asta. Sau ceva de genul. Nu știu, mă rog, ceva de genul, oricum. Ok, deci v-am arătat în videoclipul ăsta că vorbeam cu cineva care scava. Și videoclipul se numește Mr. Roll și Scamming. Here is proof. It's the proof. Ia de the proof, omule. It's the proof, el. Da, v-ați prins, gen, lol. Nu știu, dacă vreți, aveți link în descriere să vă duceți să-i dați dislike, I don't know.
Da, probabil dacă îi comentați ceva o să vă șteargă comentariile, așa că, da. Țineți minte să nu downloadați linkul ăsta. Vă zice care hack-uri, vă dă, uite, ce zice? Use my casino and auto farm to get, da frate, tu câștigi la casino fiecare ăla, de aia ai 5 warlock-uri în tot inventarul, da frate. Cu siguranță. Ok. Cam asta o să fie videoclipul, nu știu, mai uitați-vă și voi prin videoclip, habar am început cu videoclipul ăsta. Pur și simplu arată că am avut un prieten care scavage, nu-i de parcă toată lumea de pe Grotovia scavează. Și ce, nu poți să verifici pe toată lumea. Ok, adevărat că nu verificam, gen. Chiar știam că scavează, gen, făceam live-uri în timp ce scavează. Ca să vă arăt, să nu cumpărați. Gen, ne băteam pula de toată lumea, lol. Ok, that's fucking it, I don't know. Încă un videoclip cu Mr. Oroș, e scamming, oh my god, și apoi intri pe videoclip și da, Mr. Oroș, big scammer, da. Apoi te uiți la videoclip, oh, de fapt, oh, înțeleg. No, bine, aveți link-ul de schede baftă.